Să fii roșu e semn de sănătate. Să mâncăm roșii din România că sunt foarte bune, sănătoase. Nu și dacă ești o roșie de Buzău stropită cu substanțe nocive. Roșia într-un timp record se înroșește, dar în realitate este plină de otravă. Scandalul legumelor tratate cu accelerator de coacere a generat un efect de domino. Vând pe lucru de nimic și se aruncă la canal toate roșiile. În cauza la minciune la tanta moța care s-a făcut. Cât de mare e pericolul roșiilor tratate chimic și cum supraviețuiesc în aceeași oală negustorii cinstiți. Vedeți duminică după amiază de la 2:30 la Asta e România.